Old Cursing Dry de Karl May. Un adevărat eveniment. Cred că după 20 de ani, în sfârșit, a fost tradusă o nouă carte din opera lui Karl May. Pentru fanii Karl May, mă număr printre ei, credeți-mă, este ceva super. Pentru că, na, majoritatea dintre ele sunt în germană, așa că dacă ești ca mine și nu știi germana, cam greu să ajungi să le citești pe toate. Sunt, de fapt, două povestioare în această carte. Prima numită chiar All Cursing Dry, a doua Lumile Sfântului Elb. Nu vă așteptați că ar fi cele mai complexe din opera lui Karl May, dar are cel puțin două chestii super în ele. Adică prima este că în sfârșit mai citești ceva nou cu cine? Cu Old Shatterhand, cu Vinetu, cu Pete Holbers, cu Dick Harmedul, da? Pentru fani știe la cine mă refer, la aceste personaje super faimoase, este scris la persoana întâi. Asta una dintre chestiile extraordinare și a doua, dacă faceți cum am făcut eu, să urmăriți pe Google Earth sau pe Google pe unde se petrece acțiunea. Este senzație, senzație ceea ce o să vedeți. Prima povestioară se petrece undeva pe râul San Juan, aflat la granița dintre Colorado și Utah, și a doua povestioară se petrece undeva iarna în Nebraska. Senzațional! O să vedeți acolo niște canioane extraordinare, exact unde se plimbă personajele noastre. Ca să fac și așa un mic rezumat a celor două povestioare. În prima, Old Shatterhand și cu Vinetu se întâlnesc cu prietenii lor, Pete Holbers și Dick Harmedul, și află că niște albi sunt răpiți de un tip de indieni. Bineînțeles, cu ajutorul unor alți indieni se duc să-i salveze, numai că la mijloc vor apărea niște personaje negative, ca să zic așa, conduse de Old Cursing Dry, care seamănă foarte mult cu Old Wobble din Old Shatterhand. Este faimos și urăște foarte puternic pe indieni și una dintre chestiile pentru care este faimos este că înjură foarte mult Old Cursing Dry, da? Și aici, na, e mesajul la un moment dat al lui Karl May, că nu este bine să înjuri și se va vedea de ce. Iar în a doua povestioare, Luminile Sfântului Elm, la fel, sunt două personaje care înjură sau se jură foarte aiurea și acest lucru va impieta asupra sorților la final. Aceste două personaje sunt doi bandiți care jefuiesc și omoară niște căutători de oameni de aur și Old Shatterhand și cu Vinetu se iau după ei prin iarna din Nebraska, îi ajung la un fort și acolo practic are loc un duel, nu vă spun mai mult. V-am spus, e tare pentru că după atâția ani puteți să citiți din nou ceva de Karl May. Dacă vă place, vă recomand tot în același stil, bineînțeles tot de el și tot două povestioare. Karl May, da? Vinetu și Old Shatterhand.